Conducerea administrației locale din Poboru a decis demararea procedurilor de întocmire a unui proiect prin care să obțină finanțarea necesară a introducerii gazelor naturale în comună, pentru ca șansele de reușită să crească autoritățile s-au asociat cu cele de la Priseaca. Am demarat procedura să vedem în întocmirea SF-ului și vreau să duc la bun sfârșit să aduc gaze în comună. Dar tare mi-e frică, nu știu, dintr-un motiv sau altul, sau trebuie să găsească o instituție a statului român care să pună o condiție și să nu putem să ducem la, la îndeplinire acest obiectiv. Vă dați seama, aș fi foarte bucuros, după câte am făcut în comunul asta, să realizeze acest, acest, lucru. Aș fi extraordinar de bucuros. Edilul localității recunoaște că are probleme cu localnicii în plata apei potabile consumate. El susține însă că face eforturi pentru a-i ajuta pe oameni, pentru că la sat nu-i ca la oraș. Aplici legea la închizapa și asta este. Și avem probleme ceva, deja au apărut din ce în ce mai mulți datornici. Eu înțeleg și pe oameni. Trăiesc din pensii mici, trebuie să mai gândești cu sufletul. Nu numai legea, spune legea așa, spune legea așa. Cum zice la Constituție? Trebuie să mai gândești și în spiritul ei, să mai o analizăm, să o mai interpretăm, să o mai... Așa, așa aici. Noi trăim, ne cunoaștem, nu e ca la oraș. Să dau cu bar, dar nu o cunosc pe cutare sau pe cutare. Ce spune bă legea? Aia taie apa și la revedere. Nu, nu ei ne cunoaște, oameni bătrâni, ne milă de ei, cazul dintre cazuri. Iulian Bărăscu se află la începutul celui de-al patrulea mandat în fruntea comunității locale din Poboru. El a câștigat alegerile locale din septembrie după ce a obținut majoritatea voturilor valabile exprimate de concetățeni.